Șeful adjunct al Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, a scris că numai o victorie a Rusiei în Ucraina poate preveni conflictul global spre care Occidentul împinge lumea. Șeful adjunct al Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, este de părere că Occidentul forțează Rusia să apeleze la armele nucleare. Numai o victorie deplină și finală a Rusiei în Ucraina este o garanție de protecție împotriva conflictului global spre care Occidentul împinge lumea, a scris acesta marți 1 noiembrie pe canalul său de Telegram. Salutare, dragilor! Se pare că Medvedev ăsta, care după mine... Nici nu știu cum îl poți lua în serios, având în vedere că omul respectiv nu pot să zic că are neapărat o funcție importantă și nici nu stă la căpătăi Rusiei. De asemenea, foarte mulți analiști politici au spus că Medvedev nu mai are nicio șansă să preia tronul Rusiei după căderea lui Vladimir Putin. Așa că Medvedev, după mine, e mai mult, nu pot să-i spun moșneag, că nu e moșneag, e chiar tânăr, dar e, oricum, e plecat, e efectiv plecat, pentru că a făcut, de când a început invazia în Ucraina, a făcut cele mai propagandistice și cele mai ieșite din comun declarații de o, nu știu, tâmpenie fatală, aș putea spune. Haideți să vedem ce a spus acesta și care e perspectiva lui, de ce... înfrângerea Rusiei a însemnat un al treilea război mondial. Să numim lucrurile pe nume. Țările occidentale împing lumea spre un război global și numai o victorie completă și finală a Rusiei este o garanție împotriva unui conflict global, a scris politicianul, făcând o aluzie la faimoasa teză conform căreia Rusia nu poate fi lăsată să câștige războiul a țărilor occidentale. Medvedev și-a îndemnat abonații să abordeze problema într-un mod logic. Politicianul a declarat că dacă Ucraina câștigă războiul, se va rupe de Rusia, ceea ce constituie amenințarea la adresa integrității acesteia. Dacă nu Rusia va câștiga, se pare că va câștiga Ucraina. Scopul Ucrainei în război este numit de regimul de la Kiev returnarea tuturor teritoriilor care i-au aparținut anterior, adică să le smulgă din Rusia. Aceasta este o amenințare la adresa existenței statului nostru și dezintegrării actualei Rusiei, a spus acesta. Concluzia la care a ajuns Medvedev este că o astfel de dispoziție reprezintă un motiv direct pentru a aplica clauza 19 din cadrul politicii de stat a Rusiei pentru descurajarea nucleară. Și atunci cine plănuiește un conflict nuclear? Pot să întreb, ce este aceasta dacă nu o provocare directă a unui război mondial cu ajutorul armelor nucleare? A spus el, o întrebare retorică. Potrivit punctului 19 din documentul menționat de Medvedev, condițiile care determină posibilitatea ca Rusia să folosească arme nucleare sunt primirea unor informații fiabile despre lansarea de rachete balistice care atacă teritoriul Rusiei sau al aliaților săi, utilizarea de arme nucleare sau alte arme de distrugere în masă pe teritoriul Rusiei și al aliaților săi, impactul inamicului asupra unor instalații critice de stat sau militare ale Federației Ruse, a căror dezactivare ar perturba răspunsul forțelor nucleare. În plus, punctul 19 citează că o astfel de condiție, agresiunea împotriva Rusiei cu ajutorul armelor convenționale, în cazul în care este amenințată însăși existența statului la care Medvedev face apel în postarea sa. În alte știri, purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat al Statelor Unite ale Americii, Ned Price, a denunțat marți acțiunile Rusiei și a susținut că autoritățile de la Moscova nu le pasă de criza alimentară mondială. Purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat al Statelor Unite ale Americii, Ned Price, a reacționat după ce Rusia a decis să-și suspende participarea la acordul privind exporturile de cereale ucrainene. Astfel, oficialul din Statele Unite ale Americii a susținut că autorităților ruse nu le pasă de lumea care suferă de foame din cauza crizei alimentare globale. Orice decizie a Moscovei împotriva acordului este în esență un fel de a spune că nu-i pasă Moscovei, nu-i pasă că oamenii suferă de foamete, a declarat Ned Price. De asemenea, acesta și-a exprimat îngrijorarea în special în legătură cu creșterea prețurilor alimente în întreaga lume. Amintim că Centrul Comun de Coordonare, însărcinat cu acordul internațional privind exporturile de cereale ucrainene în Marea Neagră,
a anunțat marți seară suspendarea tuturor deplasărilor de nave de marfă începând de miercuri. Acordul a fost semnalat la Istanbul la 19 iulie pentru 4 luni și are ca scop prevenirea unei grave crize alimentare, în special în Africa. Totodată a permis exportul la aproape 10 milioane de tone de cereale ucrainiene blocate în porturile Ucrainei de la începutul conflictului. În altă ordine de idei, președintele Turciei, Erdogan, a spus marți, 1 noiembrie, că este îngrijorător privind menținerea acestui acord. Afirmația venind după ce Erdogan a purtat o discuție cu președintele Rusiei, Vladimir Putin. Vladimir Putin i-a transmis omologului său turc că așteaptă garanții reale din partea Ucrainei privind respectarea acordului. Este necesar ca Ucraina să ofere garanții reale privind respectarea strictă a acordurilor de la Istanbul, mai ales asupra neutilizării coridoarelor umanitare în scopuri militare. Este poziția oficială a Kremlinului. Ministrul apărării de la Moscova, Sergei Shoigu, a spus în trecut că circulația navelor de cereale este imposibilă dacă Ucraina nu va asuma angajamente că nu va utiliza această rută în scopuri militare. Rusia nu mai poate garanta circulația navelor cu cereale dacă Ucraina nu va asuma angajamente că nu va utiliza această rută în scopuri militare, a transmis ministrul apărării de la Moscova, Sergei Shoigu. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a criticat cu fermitate atacurile cu rachete rusești asupra Ucrainei care au avut loc la începutul săptămânii curente, mai exact 31 octombrie. Zelensky a nuanțat că suma investită în rachetele ce au atacat Ucraina este echivalentă cu 2,3 milioane de pensii în Rusia. Atacul masiv cu rachete rusești de luni 30 octombrie asupra Ucrainei a costat 2,3 milioane de pensii în Federația Rusă, a declarat președintele ucrainean Volodymyr Zelensky în discursul său cotidian difuzat marți seara 1 noiembrie. Acesta a sugerat că acei bani mai bine ar fi investiți în combaterea sărăciei. Nu le pasă de costul terorii energetice. Dacă ne uităm doar la costul atacului rusesc de ieri, rachetele și dronele folosite au costat Rusia în medie echivalentul la peste 2,3 milioane de pensii. Așadar, Rusia a recunoscut că atacul cu peste 50 de rachete a vizat 18 obiective energetice ucrainene din 10 regiuni. Ucraina a dobărât 45 din cele 55 de rachete de croazieră, care a lăsat cu toate acestea sute de așezări fără energie electrică, au relatat sursele oficiale de la Kiev. Și acesta este doar un atac, atenție la Volodymyr Zelensky, adică venitul lunare a 2.300.000 de pensionari ruși. În loc să vingă sărăcia din țara sa, liderul rus cheltuiește totul pentru a evita să recunoască o greșeală istorică pe care a făcut-o cu acest război împotriva Ucrainei, a mai adăugat șeful statului ucrainean. Recent, șeful administrației militare regional din Odessa, Serhii Bratciuc, a scris pe contul său din Telegram că atacurile cu rachete din 31 octombrie au costat circa 400-600 de milioane de dolari. Această sumă reprezintă bugetul anual al unor mari orașe industriale rusești. Cam atât a fost acest material, dragii mei. Voi ce părere aveți de cele spuse în clipul de astăzi? După cum spuneam, nu uitați să lăsați părerea în comentarii și să distribuiți mai departe pentru a vedea și ceilalți urmăritori ce se mai întâmplă în conflictul din Ucraina. Vă doresc mult succes și multă sănătate!